Sibienii nu se înghesuie să cumpere carne de miel. Comercianții se plâng că vânzarea merge prost, pun totul pe seama lipsei de bani. În săptămâna mare, prețurile ar putea scădea. În plus, în piețe, totul este negociabil. Tradiția spune că ouăle roșii și carnea de miel nu trebuie să lipsească de pe nicio masă. Dacă ouăle s-au mai ieftinit în ultima perioadă, prețul cărnii este unul ridicat pentru cea mai mare parte dintre sibieni. Drept dovadă, lumea nu se prea înghesuie. Pentru început nu prea bine. Păi să lasă până în ultimul moment, până săptămâna viitoare, cu siguranță. Cât e kilogramul de carne? 22 de lei. La fel ca și anul trecut. Când ați vândut de azi dimineață? Cât să vindem? 20.000. Bine, dar săptămâna viitoare va fi nebuneală. Cel mai probabil în săptămâna mare comercianții vor mai lăsa din preț pentru a nu rămâne cu marfa nevândută. Acum în piață kilogramul de carne de miel se vinde cu 22 de lei.